Meciul din cadrul etapei a 13-a din campionatul Ucrainei dintre Dnipro și Oleksandria s-a încheiat cu victoria gazdelor, scor final 1-0, numai că partida s-a terminat abia după 5 ore de joc din cauza alarmelor aeriene. Campionatul Ucrainei a fost inițial suspendat după izbucnirea războiului, dar apoi a fost reluat. Conflictul cu Rusia a fost devastator pentru cluburile ucrainene, iar unele dintre ele nu își pot disputa partidele pe teren propriu din cauza pericolului existent sau al stadioanelor care au fost lovite de bombe. Astfel, meciul dintre Dnipro și Oleksandria a fost cea mai lungă partidă din istoria campionatului din Ucraina. Lovitura de start s-a dat la ora locală 17, dar jucătorii celor două echipe nu au putut încheia meciul decât cu puțin timp înainte de ora 22, din cauza numeroaselor alerte de atac aerian. Meciul s-a terminat abia după circa 280 de minute, conform anunțului făcut de către clubul Dnipro pe platforma X. Meciul a avut loc la Dnipro, oraș din zona de centru-est, care nu a fost cruțat de loviturile rușilor de la începutul războiului, respectiv în luna februarie anului 2022. Din motive de securitate, partidele se desfășoară fără spectatori, iar acestea trebuie întrerupte în caz de alertă aeriană. Sunetul sirenelor este obișnuit în cea mai mare parte a Ucrainei, iar luni s-a auzit de mai multe ori în timpul meciului, care a putut fi totuși încheiat.